începe ședința ordinară, o să-mi permite să facem o premiere a elevilor care au luat nota 10 la examen de capacitate și de bacalaureat anul acesta. Sunteți de acord? Da. Mulțumesc. Dar vreau să-i felicităm pe cei noi elevi care reprezintă municipiul nostru cu mândrie, care au reușit să obțină media 10 la examenele finale pe care le-au avut. Vreau să vă felicit pe fiecare dintre voi pentru munca pe care ați depus-o, pentru dedicare și pentru rezultatul pe care l-ați obținut. Bineînțeles, trebuie să-i felicităm și pe părinții dumneavoastră pentru faptul că v-au susținut și v-au sprijinit în toți acești ani și, de asemenea, cadrele didactice care s-au implicat au fost alături și v-au format, să iubiți și să-i respectați pentru că merită. O să coborăm împreună cu domnul viceprimar și o să vă strigăm pe fiecare dintre voi și o să vă premiem. Cobor singur. Haideți să dăm un exemplu cu copiilor ăștia. Andreea Gavila. Maria Ungru Doboș. Daria Alexandra Mihaila. Cristina Chircu. Anastasia Smorandi. Rebecca Elena Ursu. Oana Roxana Radu. Teodora Irina Toma. Și Alexandra, cred că Grau. Felicitări și un succes. Domnule inspector, dacă vrei să spuneți un cuvânt? Îi felicit și sper ca elevii absolvenți, viitori absolvenți, promoția 2015-2016 să-mi urmeze exemplu și să fie un număr mai mare. Da, se pare că proiectele noastre, susținerea elevilor, dau rezultate și asta o spun și olimpicii, asta o spun și notele de 10 pe care le obținem la capacitate și la bacalaureat. Felicitări încă o dată! Vreau să iau cuvântul peste domnul inspector, dar cred că normal și firesc ar fi fost odată cu aplauzele noastre să spunem și când parlăm dacă s-au dat niște bani, a luat salutul de formă în aceea proțelit. Adică ne-ați dat timpul și ca și cum ne-ați dat numai diplome. Sunt niște bani acolo, cu adevărat, doresc. Mult succes! Să vă mulțumesc.
Nu vă da niciun băiat între voi cu 10 mii. Da, nu aduce și un băiat. Aprobarea punerii în aplicare a creșterii salariale prevăzute de 27/2015 pentru personalul angajat în aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituții sau serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și serviciul public comunitar local de evidență a personalului municipiului Ploiești. Inițiator Alexandru Cristea și Ignatiu Nicolae. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții a Spitalului Municipal Sfântul Ierarhilor Proluca Onești. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, municipiului Onești și serviciul public comunitar, servici de evidență a persoanelor din municipiul Onești pe 2016. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statelor de funcții pentru personalul medidactic al unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Onești în anul școlar 2015-2016. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Onești în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ din municipiul Onești pentru anul școlar 2014-2015. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Onești numărul 4/28/2019 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Onești. Inițiator Eni Gheorghe, consilier local, Florian Constantin, consilier local. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul privat al municipiului Onești, județul Bacău, a unui microbus școlar marca Opel Movano și darea în administrarea acestea la Liceul Tehnologic Onești. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Proiect de hotărâre privind aprobarea noi spațiilor închiriate cu destinația de sediu partid public din strada Poștei numărul 1, municipiul Onești, județul Bacău. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 5 din 1999, privind aprobarea înființării publicației Curierul Primăriei Onești, inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Proiect de hotărâre privind transferul active dobândite din excedentul bugetar al activităților autofinanțate la capitolul 7.2, dezvoltare publică, inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Onești numărul 35/19 martie 2015, privind aprobarea organigramei și statului de funcție ale Direcției Generale de Asistență Socială Onești, inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei de investiții multianuare pentru perioada 2015-2018, inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Dacă sunt observații la ordinea de zi. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesele verbale din ședințele anterioare, din 27 august și din 10 septembrie. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dăm în ordine de zi la primul punct a proiectului de hotărâre. Ai eu cuvântul domnul primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Domnul secretar, spuneați. Domnilor, domnilor consilieri, vă supunem atenției deliberării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea creșterii salariale cu 12% pentru personalul angajat în aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești. În proiectul de hotărâre propunem creșterea salarială cu 10% în cefond de clasa de 2015 pentru personalul angajat în aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor serviciilor publice în subordinea Consiliului Local, precum serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor. Având în vedere nivelul scăzut al salariilor din administrația publică locală, care generează o lipsă atât de personal la nivelul acesteia, având în considerare sănătatea fundamentată a sindicatului reprezentativ de acolo din unii și faptul că datorită nivelului de salarizare foarte scăzut este atât de 60% din nivelul din administrația publică locală au salarii la nivelul salariului minim de economie, foarte mult salariați migrează fie către alte sectoare de activitate mai bine retribuite, fie prea mult căinătate la muncă, suspendându-și în alte cazuri rapoartele de serviciu sau în mare majoritate prin demisie. În creșterea salarială cu 12% se urmărește motivarea personalului angajat al primăriei municipiului Onești, a instituțiilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și a serviciului public comunitar local de evidență a persoanei din municipiul Onești și îndreptarea unor discrepanțe legislative care au condus ca un număr de 102 angajați să aibă salariul minim pe economie. Este de menționat faptul că, la nivelul administrațiilor publice locale din țară, consiliile județene și consiliile locale, creșterea salarială a fost aprobată începând cu luna iulie 2015, având în vedere faptul că ordonanța de urgență a guvernului 27/2005 a intrat în vigoare la 3/5/2015. Față de cele arătate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, la nivelul municipiului de necesitatea acordării creșterilor salariale stabilite prin ordonanța 27/2015 este dată de faptul că nivelul salariilor de care beneficiază personalul din aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliul Local este cel de 1 octombrie 2008, dată de la care această categorie de salariați trebuie să fie desalariați de învățământ, sănătate, asistență socială, nu au mai beneficiat de nicio creștere salarială. Potrivit dispoziției ordonanței 27, prin excepția articolului de alineatul 22 din ordonanța 83, autoritatea sanitară publică locală pot stabili o creștere salarială de până la 13% dacă sunt îndeplinite următoarele cumulative, următoarele condiții. Încadrarea cheltuielor de personal în limita bugetului aprobat, încadrarea cheltuielor personal în limita plafonului de cheltuieli repartizat conform prevederilor legale. Astfel, la nivelul dreptului salarial care se ia în calcul în stabilirea plafonului cheltuielor salarial, este cel existent la începutul anului, ulterior, prin rectificarea bugetului de stat, acest plafon fiind majorat. Pentru exemplificare, nivelul maxim al cheltuielor de personal aprobat în 2014 a fost de 57.530, ianuarie 2014, 65.639 lei, decembrie 2014. În consecință, la data intrării în vigoare a ordonanței 27, municipiul Onești dispune de plafon al cheltuielilor de personal de prevederi bugetare alocate, care să permită aplicarea pe dispoziții legale privind creșteri salariale cu 12% a drepturilor salariale. Pentru a asigura plata dreptului salarial pentru an bugetar, prin adresa 37.563/2015, municipiul Onești asociat administrației Bacău, majorarea plafonului de cheltuieli de personal, menționând că dispune de resurse financiare de venituri proprie pentru a asigura sumele necesare suplimentării bugetului de cheltuieli de personal. Din analiza efectuată de organul de specialitate din cadrul direcției s-a constatat următoarele. Plafon salarial la această dată 62.807. Plafon rămas neutilizat la această dată 35.343. Necesar 32.475. Fac precizare că pentru achitarea drepturilor sale la învățământ, sumele sunt alocate de la bugetul de stat odată cu majorarea plafonului salarial. De asemenea, sumele necesare acordării dreptului salarial la Spitalul Municipal sunt alocate la direcția de sănătate publică, totodată fiind majorat și plafonul de salarial. Menționăm că la nivelul unității administrativ publice locale, Consiliul Județene și Consiliul Local, creșterea salarială de 12% a fost aprobată începând cu luna iulie 2015, având în vedere faptul că ordonanța 27/2015 a intrat în vigoare la data de 30/6/2017. Vreau să vă dau citire unui comunicat al Asociației Municipiului din România.
considerăm că nu este echitabil pentru anumite categorii de personal să se stabilească imperativ un drept fără condiții, iar pentru angajații din instituții publice locale să se acorde același drept, dar condițional de îndeplinirea cumulativă a unor cerințe existente într-o lege aplicabil inițial tuturor în această formă. Vă mulțumesc! Unii au definit cea și la unii au impus aceste condiții. Vă mulțumesc! Deci Asociația Municipiilor a dat un comunicat că s-a dat o lege pentru toți. La unele categorii de salariați nu s-a cerut acest drept să respecte cele două condiții, sau au făcut creșteri salariale, la administrația locală au pus aceste două condiții. Vă mulțumesc. Noi ce spați? N-am înțeles. Comisia de specialitate. Unanimitate de vot care a avut favorabil. Discuții. Da, eu salut acest proiect de hotărâre. L-am salutat și prima dată în ședința de acum o lună de zile. Dar vreau să fac două aprecieri. Unu, aș fi vrut ca să apară undeva aici în acest proiect de hotărâre, în expunere, faptul că grupul consilierilor PNL a introdus un proiect de hotărâre privind această majorare și a fost înregistrat pe data de 10 septembrie 2015. Acum, interesează mai puțin pe ce proiect de hotărâre va fi adoptat sau nu, dar pentru o corectă explicare a modului cum s-au derulat aceste proiecte de hotărâre pentru că mai fost unul, trebuia să fac această precizare. Noi considerăm că prin faptul că am introdus acel proiect de hotărâre, am forțat mâna executivului Oneștean ca să introducă, să pună pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. Eu am făcut o adresă către domnul primar și acesta și mi s-a răspuns că proiectul de hotărâre pe care noi îl adoptăm, îl discutăm acum, a fost pus pe ordinea de zi și nu a fost proiectul nostru pentru că ar fi fost înregistrat pe 15.07.2015. Acest proiect este un cu totul alt proiect. Pentru că în ședința acum o lună, noi am discutat acel proiect și l-am respins. Adică l-ați respins. Noi l-am votat. El a fost inițiat de consilierul cu atribuții de... viceprimar cu atribuții de primar, nu știu cum mă și încorc în aceste... Și a fost respins de către prin votul dumneavoastră. Nu este același proiect cu acesta. Pentru că acel proiect a fost inițiat numai de domnul Cristea. Ori acum văd că proiectul care ni se supune spre adoptare este inițiat și de domnul Cristea și mai este inițiat și de domnul viceprimar, consilier cu atribuții de viceprimar. Deci este un alt proiect. Se pare normal ca pe lista celor care au inițiat acest proiect să apară și consilierii PNL. 2. Punerea acestui proiect pe ordinea de zi dovedește o lipsă de coerență a executivului, a conducerii executivului, o lipsă de responsabilitate în tratarea acestor proiecte de hotărâre care sunt foarte importante. Eu am mai atras atenția de mai multe ori. Mai multă responsabilitate, mai multă coerență, pentru ca totul să meargă, că se mai greșește, că se omite anumite, că s-au mai, sau problemele au mai fost adoptate prin alte hotărâri, asta e totul altceva. Dar vreau să readuc și să dau citire spuselor unui contemporan de-al nostru, cum spunea domnul avocat Petrescu, un contemporan care trăiește timpurile noastre, la ședința trecută, referitor la acest proiect. Spune așa, nu mă miră generozitatea unora, dar nu mă miră faptul că nu cunosc problemele reale, cel legate de bugetul primăriei municipiului Onești, și mă refer doar din punct de vedere economic.
și făcea o întreagă apologie și o întreagă și spunea faptul că dânsul este cuprins de modul cum va funcționa bugetul local. Și mai spunea la o altă intervenție că să nu cumva să ne prindă timpurile, să ne dăm cu palmele în cap. Mă întreb cum s-a metamorfozat acea persoană? Ce s-a schimbat? În mai puțin de o lună zile, când își rezervă și exprimă în mod public rezervele față de acest proiect și acum devine co-inițiator. Oare chiar așa nu avem o puțină conduită care să reflecte o coerență în ceea ce facem și în ceea ce vorbim? Am vrut să atrag atenția asupra acestor lucruri pentru că și probabil că oamenii care lucrează în această primărie știu, acest proiect a fost inițiat de frică ca nu cumva să fie inițiat un proiect al opoziției. Vă mulțumesc. Domnul președinte, dacă îmi dați voie să dau două răspunsuri domnului avocat. S-a vorbit despre forțarea mâinii inițiatorilor din partea sau executivului, din partea PNL-ului. Nu pot să vorbesc despre nicio forțare de mână. Nu a venit nimeni nici să îmi impună ceva, nici să mă tragă de mână. Am înțeles ideea pe care a invocat-o domnul consilier Ene, acest proiect. Nu am considerat că este același pentru că venea cu aceleași modificări din punct de vedere legal, economic și așa mai departe, ca și cel care s-a respins în ședința trecută. Făcând referire la coerență și consecvență din partea executivului, ca și conducător al executivului, cred că am fost coerent și consecvent pentru că am inițiat și ședința trecută și am continuat să sprijin această inițiativă a sindicatului și drepturile salariaților din primăria Unești, revenind pe ordinea de zi cu acest proiect, care a fost o decizie, vă spun, imediat în zilele următoare sau chiar în ziua următoare ședinței de Consiliul Local. Dar trecută când am avut întâlnire și cu domnul director Găbureanu și cu ceilalți conducători ai instituției și am intrat puțin mai în adâncimea problemei. Aș vrea să mai un singur să spun pentru acest timp de gândire mai mult al dumneavoastră, dacă acest proiect este bun sau nu, să știți că a costat salariații primăriei cu 2 luni de zile când au primit aceste drepturi. Nu știu dacă vă referiți la mine, pentru că eu am inițiat de ședința de aici. Doamna, să nu ne mai dăm după pe de-aia. Dacă dumneavoastră dorea să și consilierul dumneavoastră să voteze, nu spuneți mie că nu votau. Că de unde știți că votau? Haideți să nu fac politică de azi. Nu știți că pentru dumneavoastră ce-a prin consiliu? Da, băi, problemă. Da. În mare parte, domnul avocat ne-a spus că am tot ce era de spus. Din punctul meu de vedere, este un fals această expunere de motive, datată 15 a 7 și semnată de 2 co-inițiatori, pentru că cea din 15 a 7 a fost semnată doar de Alexandru Cristea. Asta pe care ne-o prezentați nouă cu 2 co-inițiatori, care probabil au 2 semnături pe expunerea de motive, este un fals. Doi la mână. Aș vrea să să remarc faptul că nu înțeleg, eu ca oleștean nu înțeleg. Și cred că nici oleștenii nu înțeleg. Cum de cineva care acum o lună de zile, și mă refer la domnul viceprimar cu atribuții de consilier sau invers, domnul Gnatiuc, făcea apologia economiei la bugetul local, acum mai puțin de o lună, pentru ca cu 200 unei să fie inițiatorul proiectului. Lucru care nu ne miră, pentru că și acum 3 luni de zile și-a dat demisia și după 10 minute s-a răzgândit. Lucruri pe care noi nu le mai înțelegem. Adică eu, ca și oleștean, ca și cetățean oleștean, ca și membru al unui partid politic, îl înțeleg. Dar îl înțeleg pe jumătate. Pentru că și faptul că ești membru al unui partid politic trebuie să fii, în primul rând, vertical și onest. Nu să spui un lucru azi și mâine să-l întorci. Mulțumesc. Faceți progrese, domnul Martin. Dacă nu înțelegeți... Deci, miștoare, lăsați-le pentru dumneavoastră. Vă rog frumos. Da? Dacă nu înțelegeați nimic, acum înțelegeți deja pe jumătate, un progres mare. Vă felicit cu ocazia asta și dați-mi voie să vă răspund și la o parte din întrebări. Răspundeți la toate, nu la o parte. La cele care mi-au fost adresate. Da. Dacă dumneavoastră sunteți supărați că nu sunt consecvent,
Eu mă bucur că președintele, sau ce, domnul premier Boc, nu a fost consecvent. Suntem ședință de Consiliu în Parlament, domnule. Exact. Eu v-am lăsat să vorbiți, domnule, măcar atâta decență, vă rog. Și dacă s-au tăiat salariile la bugetat cu 25%, nu pentru o lună, ci pentru câțiva ani, iată că veniți acum să faceți dumneavoastră o mare pledoarie, bineînțeles că lipsită de responsabilitate, ca întotdeauna cum faceți. Și nu o să mai dezvolt subiectul, pentru că cine a avut de înțeles, a înțeles de atunci, iar cine înțelege cu jumătate de măsură sau deloc, oricât aș explica, nu înțeleg. Vă mulțumesc mult. Domnule, eu am să întreb ceva. Cum de apare această expunere de motivă datată 15.07.2015, semnată de Nicolae Gnatiuc, când expunerea de motive din 15.07.2015 a fost semnată numai de către domnul Alexandru Cristea? Cum de apare acest lucru? Ați copiat, domnul, a semnat dumneavoastră expunerea de motive din 15.07.2015? Vă întreb, a semnat? Nu întrebați pe mine. Nu, pe domnul Gnatiuc. Imediat după ședința care a avut loc în acea dată, am făcut acest proiect și am semnat. Ședința a avut loc în 29, așa. Deci pe 15, pe 15 a semnat acest proiect, da? Dacă este semnat, înseamnă că l-a semnat. Bun, foarte bine. Sunt fals, domnule. Fals, domnule. Fals, grosor ales. Sunt foarte interesante discuțiile care sunt astăzi, dar sunt în defavoare salariaților. Într-adevăr, poate era bine de acum urmă zile. Dar nu sunt 24 de luni, ca altă dată. Important este că astăzi, dacă atât cei de la putere administrativă, cât și opoziția, își dau mâna și dau 12% salariaților din primărie, care mulți au minimum pe economie, este un lucru foarte bun. De aceea vă rog să trecem la vot ca să încheiem discuțiile, pentru că altfel, dacă se insistă pe ultimele discuții cu PDR-ul, atunci întoarcem încă peste o lună. Am un cuvânt, aș vrea să mai adaug în încheiere, dacă nu știu dacă în ședința trecută sau cu câteva ședințe în urmă mi se atrăgea atenția asupra faptului că sunt angajați în primărie foarte mulți care pierd timpul sau stau pe Facebook, mă bucur, fiind o atitudine din partea PNR-ului, mă bucur că astăzi probabil că și-au revizuit opinia și încă nu am primit nicio listă referitoare la acești angajați pe care mi-aș dori să o primesc, pentru că domnul Cristian, mă bucur că ați adus discuția despre acest lucru și am văzut că ați luat aminte despre ceea ce v-au spus cei din opoziție și ați inițiat un proiect de hotărâre ca să-i lăsați să-și facă și ea treaba care stau pe Facebook. E vorba de proiectul Curierul de Onești, da? Vorbim la Curierul de Onești. O singură interpelare, dați-mi voi, vă spus domnul Cristian că trebuie să-i urmărim noi pe angajații care își fac treaba. Asta este atributul dumneavoastră, nu al nostru. Nu știu cine v-a spus asta. Eu v-am spus că n-am primit nicio listă cu ei. Dumneavoastră ați afirmat că sunt angajați care lucrează pe Facebook, eu v-am cerut listă. Eu am afirmat treaba asta și nu am spus, dar nu pot să fac turnătorie aici, să vin să spun că ăștia sunt angajați din primărie. Asta este atribuția dumneavoastră. Cine se poate declarație e responsabilă. Cred că știți că sunt probleme în cadrul primăriei, eu n-ar trebui să... Eu doar bine am avut așa. Știu că vă ocupați de ei, dar vă ocupați... De faptul că suntem rugați ca să votăm, nu trebuie să fim rugați, am votat data trecută, ceea ce mai majoritate la urmă. Mulțumesc. Haideți să trecem la vot. Când vine de la ața, nu poate și la urmă. Cine este pentru? Măcar domnul Buzdugan a avut aceeași poziție. Împotrivă se abține cineva? Mulțumesc. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, vreau să mulțumesc în numele colegilor pentru votul dat, domnul Cernic. Deci, trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții a Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca din Onești. Domnul secretar. Înainte de a citi exponatul motive, v-aș proba să luați act că proiectul a fost modificat și bănesc că ați primit modificarea proiectului. Este, de fapt, proiect de hotărâre privind modificarea bugetului și a listei de investiții la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca. Doamne și domnilor consilieri, asistența de sănătate publică este o componentă a sistemului de sănătate. Responsabilitatea pentru asigurarea sănătății publice revine Ministerului Sănătății, Direcției de Sănătate Publică, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și autorităților administrației publice locale.
în adresa 16.611 din 18.9.2015, Comisia Spitalului Municipal Sfântuiera Dr. Iuha solicită aprobarea listei de investiții. Mai exact, modificarea listei inițiale care a fost aprobată odată cu bugetul Consiliului. Obiectivele de lista de investiții au fost realizate de către Consiliul de Administrație în cadrul spitalului. Având în vedere exigențele propuse în procesul de acreditare a spitalului și economiile care s-au făcut în cursul procesului de achiziții, pentru obiectivele de investiții prevăzute în lista anterioară aprobată, s-a procedat la redistribuirea sumelor alocate în excedent în cadrul aceleiași plafon. Bugetul de venituri și cheltuieli a sperit modificări ca urmare a completării listei obiectivelor de investiții. Față cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următoarele acte normative, prevederile articolului 36 al 6.3 din legea 215/2001, legea administrației publice locale, versiunea actualizată, prevederile legii 95/2006, lege privind reforma în domeniul sănătății. Asistența de sănătate publică este garantată de stat și finanțată de la bugetul de stat, bugetul local, bugetul Fond Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau din alte surse după caz. Prin adresa 17.611 din 18.9.2011, conducerea Spitalului Municipal Mănești solicită aprobarea listei de investiții anul 2005 cu modificările propuse. Având în vedere exigențele curse, procesul de acreditare a spitalului și economiile care s-au făcut în cursul procesului de achiziții pentru obiectivul de investiții prevăzute în lista anterioară, aprobată am procedat la redistribuirea sumelor alocate din excedent în cadrul aceleiași plafon. Procesul de venituri structurale a suferit modificări ca urmare a completării listei obiectivului de investiții. Lista de investiții modificate este aprobată de Consiliul de Administrație a Spitalului Municipal Mănești în ședința din 4.9.2015 este prezentată în anexa numărul 1. Bugetul de venituri structurale a spitalului este prezentată în anexa la hotărâre. Față de cele prezentate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Comisia de specialitate. Avizul comisiei este favorabil. Domnul Zadru. Da, e un subiect pe care noi l-am mai discutat și l-am aprobat ceva timp în urmă, legat de auditarea energetică a spitalului. Nu am primit nici până ziua de astăzi un raport acestui audit și soluția la care s-a ajuns în urma acestui audit. Țin să vă aduc la cunoștință că există fonduri pentru prioritatea investiției 3.1, sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor. Ar fi interesant ca aceste direcții de finanțare să fie utilizate și pentru creșterea performanței energetice a clădirii spitalului. Ar fi interesant ca la următoarea ședință de Consiliu, sau următoarea a doua, să ne prezentați acest raport și soluția la care s-a ajuns și posibilitățile de finanțare și căile de finanțare a acestor lucruri. Mulțumesc frumos! Mai sunt observații? De ce n-a luat? Cine este pentru? Mulțumesc, să trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Onești și serviciul public comunitar, serviciul de evidență a persoanelor din municipiul Onești pe anul 2016. Domnul consilier, vă spunem atenție și liberării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Onești și serviciul public comunitar, serviciul de evidență a persoanelor din municipiul Onești pe anul 2016. Potrivit prevederilor legii 28/2001, planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual de primar pentru aparatul de specialitate al primarului și pentru instituțiile publice din administrația publică locală care se aprobă prin hotărârea Consiliului Local. Proiectul planului anual de ocupare a funcțiilor publice în aparatul de specialitate al primarului municipiului Onești și al serviciului public comunitar serviciu de evidență a persoanelor din municipiul Onești pe anul 2016 stabilește un număr maxim de funcții publice de 124 la Pilea Mare 2016, în care 112 ocupate și 12 vacante. În anul 2016 se propune ca 12 funcții publice să fie ocupate prin recrutare, 26 funcții publice supuse reorganizării și rezervate promovării. Transpunerea în practică a planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016
va asigura personalul necesar pentru aparatul de specialitate al primării și serviciul public comunitar, serviciul de evidență a persoanelor municipiunești, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite de administrația publică locală pentru dezvoltarea municipiului și crearea de condiții optime de conviețuire a cetățenilor municipiunești în conformitate cu cerințele stabilite de Uniunea Europeană. Față de cele arătate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre a un raport de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul din hotărâre reflectă prevederea articolului 23 din legea 188/1991 privind statutul funcționarilor publici de publicat al programului ocupare pentru post se elaborează anual de către primar pentru aparatul de specialitate primar și instituțiile publice de administrație locală și de aproape în vederea Consiliului Local. Planul de ocupare a funcției publice stabilește numărul maxim al funcțiilor publice rezervate promovări de funcționari publici, a celor care vor fi ocupate prin promovare, a celor care vor fi înființate supuse reorganizării. La întocmirea planului de ocupare a funcției publice pe anul 2016 au fost respectate instrucțiunile pentru elaborarea planului de elaborare a funcției publice, aprobate prin ordinul numărul 7660 din 24 august 2006 a președintelui Agenției Naționale a Funcționării Publice. De asemenea, s-au respectat termenele stabilite prin instrucțiuni 15 august 2015 pentru transmiterea către Agenția Națională a Funcționării Publice a planului de ocupare a funcției publice în anul 2016 cu adresa 36519 din 3-8-2015. Aprobarea planului de ocupare a funcției publice pe 2016 este necesară pentru a respecta prevederile articolului 57 alineat 1 din legea 188/1999 privind statutul funcționar public și anume recrutarea în vederea intrării în corpul funcționar public care se face prin concurs în limita funcțiilor vacante rezervate în acest scop prin plan de ocupare a funcției publice și pentru promovare în grad profesional imediat superior la funcționar public conform secțiunilor 4 și 5 din legea 188/1999 și a hotărârii Guvernului 611 pe 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționari publici. Proiectul de hotărâre are o anexă întocmită și propusă de compartimentul de specialitate, respectiv serviciul de resurse umane, control comercial, relații cu publicul. Față de cele arătate mai sus, consider că proiectul de hotărâre respectă prevederile legale de procedură și propun Consiliul Local aprobarea acestea în forma prezentată. Vă mulțumesc! Comisia de specialitate. Unanimitate de voturi avis favorabil. Dacă sunt observați. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statelor de funcții pentru personalul nedidactic al unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Onești în anul școlar 2015-2016. Doamnelor și domnilor consilieri, vă spunem atenție și de dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea statelor de funcție pentru personalul nedidactic al unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Onești în anul școlar 2015-2016 din următoarele motive. Prin prevederile articolului 25 din anexa la hotărârea Guvernului, numărul 538/2001, privind aprobarea normelor metodologice de finanțare a învățământului preuniversitar de stat, modificată prin hotărârea Guvernului, numărul 114/2003, numărul și structura personalului nedidactic din învățământul preuniversitar de stat se apropie de către Consiliul Local al orașelor și municipiilor la propunerea primarilor și a direcțiilor unităților de învățământ respective. Prin proiectul de hotărâre s-a pus dezbatere și la propunerea directorului unităților de învățământ de universitate de municipiul Onești, vă solicităm să aprobați un număr de 9,5 proiectul pentru personal nedidactic în anul școlar 2015-2016 pentru 24 unități de învățământ de universitate de stat de municipiul Onești, în care 9 de posturi pentru cele 6 licee și o școală profesională, 45 de posturi pentru 5 școli generale, 56 de posturi pentru nouă grădinițe cu program prelungit și 1,5 posturi pentru 3 grădinițe cu program normal. Față de anul școlar 2014-2015, numărul de posturi pentru personalul nedidactic a scăzut de 5 posturi. Considerăm că resursele bugetare existente în anul 2015 și preliminate pentru anul 2016, precum și numărul de personal nedidactic propus, permite desfășurarea în condiții satisfăcătoare a procesului de învățământ în municipiul Onești în anul școlar 2015-2016. În baza prevederilor articolului de eliberare de regulamentul de organizare de desfășurare a examenelor de promovare a personalului contractual, aprobat în ordinul Ministerului Educației Naționale numărul 51
5138/2014, publicat în monitorul oficial 4249/21/2015, propunem aprobarea de către Coordonatorul Municipal de Drepturi Municipal Unesc, transformarea postului de ocupat în vederea promovării pentru personalul contractual în cățile de învățământ de stare de stat. Față de cele arătate, vă rugăm să analizați și aprobați proiectul de hotărâre în forma propusă. Raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, la stabilirea numărului de personal anexitat și pe care unitatea de învățământ preuniversitară din municipiul Onești s-au respectat criteriile de normare elaborate de Ministerul Educației Naționale transmise cu adresa 44.920 din 28.12.1990. Structura statelor de funcție respectă prevederile legii 284/2010 privind salarizarea unitară personală plătită din fonduri publice, a ordonanței de urgență 83 din 2003 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri domeniului domeniul publice pentru astfel salarizare se face pe funcții și în cadrul fiecărei funcții pe drepte profesionale pentru personalul cu studii medici și alimentare. S-a respectat prevederile articolului 20 alineatul 1 din legea numărul 1 din 2011 Educația Națională, prin care autoritățile administrative publice locale asigură în condițiile legii buna desfășurare a învățământului pe universitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea. S-a respectat articolul 2, litera B, de regulamentul de organizare de desfășurare a examenului de promovare personală contractual aprobat prin ordinul Ministerului Educației Naționale numărul 5138 din 2014 și publicat în monitorul oficial 49 din 21 ianuarie 2015 privind transformarea postului ocupat în vederea promovării pentru personal contractual din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Proiectul de hotărâre are 12 anexe întocmite și propuse de compartimentul de specialitate respectiv Serviciul de Resurse Umane, Control Comercial de Relații cu Publicul. Față de cele arătate mai sus, consider că proiectul de hotărâre respectă prevederile legale de procedură și propun Consiliul Local al Municipiului Onești aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Comisia de Specialitate. Aviz favorabil. Dacă sunt observații. Da, observ. Compartimentul celălalt cu denumire lung, care i-a spus dumneavoastră, are două anexe semnate de Victor Laurențiu Neghina. Dacă nu mai are cum să ne mai semneze. Verificați anexa 7 și anexa 12. Sau compartimentul celălalt care i-a spus mult cu comercial și nu știu ce ăla să vedem aici. Domnul secretar, da, este o greșeală tehnică redactoare. S-a lucrat peste proiectele de anul trecut. Acum am sesizat-o și noi și o redare. Sau poate s-au făcut înainte de iunie, nu? Nu e exclus. Sau poate s-au făcut chiar săptămâna trecută, dar tot nu e exclus. Nu spuneți mai mult. Da. Deci la anexa 12 se rectifică, inițiatorul este tot domnul primar și la 7. Ne cerem scuze pentru inconvenientul care... Măcar cu scrisul să rămâne inițiator, dacă nu pot. Pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Să trecem la punctul următor. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Onești din Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din Unitățile de Învățământ din Municipiul Onești pentru anul școlar 2014-2015. Domnul secretar. 2016. Doamna consilier, alături de asigurarea accesului la educație, de dobândirea unui nivel ridicat de calificare, relevanță și calitatea pregătirii celor care învață, în acest context, asigurarea calității în învățământ în preuniversitar capătă noi valențe și implică noi roluri instituționale. Atribuțiile generale ale Comisiei pentru Evaluare și Asigurarea Calității Educației coordonează aplicarea procedurilor și activităților de autoevaluare instituțională privind calitatea educației aprobate de conducerea unității școlare conform domeniului și câteva prevestele de legislația în vigoare. Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în școală. După aprobarea sa de către Consiliul de Administrație, raportul este adus la cunoștința beneficiarilor prin afișare, publicare și este pus la dispoziția evaluatorului extern. Formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației pe care le prezintă conducerii școlii. Având în vedere prevederile articolului 11 alineatul 9 din ordonanța de legare 75/2005, privind asigurarea calității educației, reglementează că la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație de România se înființează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, iar membrii acestei comisii nu pot îndeplini funcții de conducere din instituția de învățământ sau în organizația respectivă, cu excepția persoanei care asigură conducerea operativă acesteia.
se impune desemnarea altor reprezentanți care să nu facă parte din Consiliul de Administrație a Unităților de Învățământ din municipiul Ionești, ținând cont de necesitatea respectării principiului separației, având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să apelați pentru deputatul în forma prezentată. Facem mențiunea că propunerile au fost făcute de către președintele Comisiei de Învățământ. Raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolului 11 alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calității educației, la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. Conform articolului 11 alineatul 4, componența Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Unităților de Învățământ Preuniversitar cuprinde 1-3 reprezentanți ai corpului profesoral, aleși prin vot secret de Consiliul Profesoral, un reprezentant al sindicatului reprezentativ desemnat de acesta, un reprezentant al părinților în cazul învățământului preșcolar, primar, gimnazial sau liceal, un reprezentant al elevilor în cazul învățământului profesional, liceal și post-liceal, un reprezentant al Consiliului Local și un reprezentant al minorităților naționale, în caz provenit din corpul profesorat, reprezentanții părinților și elevilor. De asemenea, potrivit articolului 11 alineatul 9, la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, iar membrii acestei comisii nu pot îndeplini funcții de conducere în instituția de învățământ sau în organizația respectivă, cu excepția persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Comisia de specialitate. Favorabil. Asta sunt observații. Am o observație. De fapt, o rugăminte a doamnei directoare de la școala gimnazială Ghiță Mocanu, însă ar dori ca la această școală, din această comisie, să facă parte doamna Ursuana, care la școala gimnazială Sfântul Voievoște face mare, și dacă sunteți de acord să propunem pe doamna Ursuana să facă la școala gimnazială Ghiță Mocanu și doamna Matescu Rodica la școala gimnazială Sfântul Voievoște face cel mare. Eu vă spun sincer că n-aș avea nimic împotrivă, dar țin cont de faptul că nici doamna Ursu, nici doamna Matescu nu sunt de față. Ar fi, cred, un nepoliticos din partea mea să-mi asum o... Eu cu doamna Ursu, Ana am discutat și da, am discutat. Doamna Matescu ar fi un gest nepoliticos, o scot dintr-o comisie, să o pun în alta fără să am acceptul din ei. Da. Putem să revenim pe proiect. N-am pus iau legătura cu doamna Matescu și... Domnul Sergent, nu aveți nici dumneavoastră un punct de vedere al doamnei Matescu, nu? Nu. Dar astăzi trebuie să încercăm să treacă proiectul ăsta cum este și facem o modificare la o altă. Pentru că nu poate funcționa comisia până la acum și așa e trebuie. Da. Nu mai încerc. Mai sunt observații? Deci nu am văzut cine este pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Onești numărul 40 din 28 iunie 2011, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Onești. Inițiator, Emil Gheorghe și Florian Constantin. Înainte de a citi anexa la acest expunerea de motive, aș vrea să propună Consiliului proiectul de hotărâre modificat în sensul să eliminăm articolul 2 punctul A, pentru că verificând hotărârea de Consiliu anterioară, am constatat că numărul de consilieri de 19 a fost stabilit anterior prin hotărârea Consiliului Local 6/2013 și ar trebui să reglementăm noi o situație care a fost deja reglementată anterior, deci nu ar avea niciun sens. Și de aceea propun să excludem acest articol și să rămân articolul A, deci articolul 1, punctul A, cu modificarea articolului 12. Deci da. Rămâne, se elimină punctul A și punctul B, se elimină și el și rămâne doar modificarea articolului 12. Da. Este necesară modificarea articolului 12 din regulamentul
din regulament pentru că acesta să respecte prevederile legii numărul 200/2015 pentru modificarea articolului 47 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, care conțin prevederi suplimentare cu privire la modalitatea de desemnare a președintelui de ședință. 1. Hotărârile Consiliului Local se semnează de președintele de ședință ales în condițiile prevăzute la articolul 35 și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar. În cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierului local, de gândul acestora, este ales un alt președinte de ședință prin hotărârea adoptată cu votul majorității consilierului local prezent, care va conduce ședința respectivă. Acesta exercită atribuțiile prevăzute de lege pentru președintele de ședință. Față de aceste prevederi, se impune ca alegerea președintelui de ședință să se realizeze prin hotărâre aprobată de autoritatea deliberativă. Prin articolul 12 din regulament, se va stabili o nouă procedură de desemnare a președintelui de ședință, astfel că acesta va fi propus din rândul consilierilor în ordine alfabetică și va fi ales pentru un mandat de o lună calendaristică prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. În cazul în care Consiliul Local lipsește sau refuză să fie președinte de ședință, acesta își va pierde gândul, fiind propus următorul, se va urma aceeași procedură de alegere. Față de cele ce precep, apreciem că acest proiect de hotărâre întrunește condițiile de legalitate și necesitate pentru a fi aprobat în forma prezentată. Vă mulțumesc. Comisia de specialitate. Potrivit dispozițiilor articolului 36 alineatul 3 litera din legea administrației publice locale, în exercitarea atribuțiilor provedute, Consiliul Local aprobă statutul comunei orașului municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Raportat la ordonanța de guvern 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiliilor Locale, prin HCL 42/2011, Consiliul Local Onești a aprobat regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Conform articolului 35 aliniatul 1 din legea administrației publice locale, după declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege din membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locale în funcție, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele Consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta. Consilierul local ales în condițiile aliniatului 1 poate fi schimbat în funcție la inițiativa cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali prin votul majorității consilierilor locali în funcție. Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local în privința stabilirii modalității de alegere și a duratei mandatului președintelui de ședință. Având în vedere atribuțiile legale conferite Consiliului Local, raportat la conținutul proiectului de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare, urmează să deliberăm. Dacă sunt observații. Aveți favorabilitate. Observații. Trecem la vot. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul privat al municipiului Onești, județul Bacău, a unui microbus școlar marca Opel Movano și darea acesteia în folosință Liceului Tehnologic Onești. Doamne consilier, având în vedere hotărârea Guvernului 141/1995 din procedurile de transmitere fără plată de valorificare a numărului aparținului instituțiilor publice, cu modificările și completările autorizare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de trecător prin procesul verbal de dare preluare numărul 125/2015, a aprobat unități administrative teritoriale în municipiul Onești, un microbus marca Opel Movano, tip 16, cu sumă locuri, inscripționat transport elect, complet echipat pentru activitatea specifică a unităților de învățământ. Analizând dispozițiile articolului 36, alineatul 2, litera C și articolul 123 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, temeiul articolului 45 al alineatul 3 din legea mai sus menționată, propunem introducerea în inventarul domeniului privat al municipiului Onești a microbusului descris mai sus, cu caracteristice cuprinse în cartea de identitate a autoritării. Având în vedere solicitarea făcută de către Liceul Tehnologic Onești, către Inspectoratul Școlar, din necesitatea unui microbus pentru transportul de în baza care a fost repartizat, propunem transmiterea bunurilor în administrarea Liceului Tehnologic Onești, posibil întreaga Aurora, în Europa, în Municipiul Onești, județul Bacău. Toate cele prezentate, vă rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre.
raport de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile articolului 36, alineatul 2, litera C și articolul 123 din Legea Administrației Publice Locale, 215/2001, în temeiul articolului 45 din legea submenționată, propun aprobarea introducerii în inventarul domeniului privat al municipiului Ionești a unui microbuz școlar marca Opel Movano, transmis fără plată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin procesul verbal de predare preluare numărul 125/2015, Unității Administrative Teritoriale Municipiului Onești. Având în vedere solicitarea făcută de Liceul Tehnologic Onești către Inspectoratul Școlar Bacău privind necesitatea unui microbuz pentru transport elevi, conform articolului 124 din legea 215/2001 a Administrației Publice Locale, propun transmiterea bunului în administrarea Liceului Tehnologic Onești, sediul în strada Aurora, numărul 2, Onești. Față de cele prezentate, vă rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Comisia de specialitate. Aviz favorabil. Care sunt observații? Trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea diminuării spațiilor închiriate cu destinația de sediu politic, sediu partid politic, de strada Foștie, numărul municipiul Onești, județul Bacău. Doamna secretar. Doamna, domnul consilier, partidele politice au un rol important în organizarea și conducerea vieții sociale politice. Funcțiile partidelor sunt însă oportunitatea aceștia să exercite rolul lor major în sistemul politic. Potrivit prevederilor la articolul 119 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniul al Universității Administrative Teritoriale, bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al Universității Administrative Teritoriale, domeniul privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile de caracter patrimonial. Prin cererea organizației Partidului Național Liberal, se solicită autorității locale, care sunt capeților unor spații cu altă destinație special de locuit, în vederea desfășurării activității de partid politic, prin diminuarea contractului de închiriere 31 din 30/3/2007, cu suprafața aferentă apartamentelor de la etajul 4, al sediului din strada Foștiei numărul 1, municipiul Onești, județul Bacău. Față de cele menționate, vreau să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Fac o singură precizare, la articolul 1 este o completare în sensul că a fost promis partid. Se aprobă diminuarea spațiilor închiriate cu destinația de sediu politic, scrie în hotărâre, de fapt, sediu partid politic. Apoi. Raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, prin hotărârea Consiliului Local Onești, numărul 41 din 1 iulie 2006, respectiv hotărârea Consiliului Local numărul 20 din 27/2/2014, s-a aprobat închirierea unor spații ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești pentru sediile locale ale partidelor politice. Prin cerere 109 din 16/9/2015, Organizația Partidului Național Liberal solicită Consiliul Local Onești diminuarea suprafeței ce face obiectul contractului de închiriere numărul 31 din 30/3/2007 cu suprafața aferentă apartamentelor aflate la etajul 4 din strada Poștei numărul 1 cu suprafață totală de 133,73 m². Raportat la aceste considerente, propun Consiliul Local să aprobe proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc! Comisia. Aveți favorabil, unanimitate. Observați, da. Domnul Șeng, avem o cerere a Partidului Conservator. Cred că ar fi bine să legăm să discutăm la vot. Nu, la diverse. Dați-mi și eu voie să intervin, dacă tot vreți să discutăm. Renunțarea spațiului de la etajul 4 s-a făcut în urma fuziunii PDL-PNL și creierii noului mare partid politic PNL, da? Îi sfătuiesc pe cei de la Partidul Conservator să aștepte fuziunea cu PSD-ul și să își găsească atunci spațiu, că au destul spațiu, da? Iar renunțarea la cele două apartamente s-a făcut nu atât prin faptul că a fost făcută această fuziune, ci și datorită rugăminților
administrației locale de a elibera și de a, sigur, de a putea vota de la asistență socială la etajul 4. Așa că problema asta cred că pică. Cred că aveți reprezentare mai mare. Ați înțeles? Da, nu puteți hotărâi dumneavoastră. Nu pot hotărâi, eu v-am spus motiv pentru care am renunțat la spațiu. Deci noi am renunțat la două spații, tocmai pentru a fi folosite în beneficiul administrației publice. N-are decât să renunțați și dumneavoastră că PSD-ul ar ratea spații și puteți să dați cu ei, da, dar nu puteți să dați, nu sunteți proprietari. Nu, PSD-ul. Nu, dar nicio. Da, oricum va hotărâi proprietarul. Doamna primar, mă rog, dacă îmi permiteți, știu că această solicitare a venit în urma unei necesități a direcției de asistență socială. Așa și post. Și rămâne să discutăm cu dumneavoastră în privința necesarului de spațiu și a atribuirii acestor spații. Vă mulțumim. Dacă mai sunt observații, ajungeți un la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 5/1999 privind aprobarea înființării publicației Curierul Primăriei Onești. Domnul secretar. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 5/1999 s-a aprobat înființarea publicației Curierul Primăriei Municipiului Onești. Avem în vedere importanța transmiterii informațiilor de la administrația publică locală la cetățeni. Publicația cuprinde în paginile sale evenimente, programele Consiliului Local, proiecte de dezvoltare a orașului, precum și informații utile și practice tuturor cetățenilor. Ținând seama că este o publicație cu informații de interes public local, precum și de imposibilitatea autofinanțării, propune finanțarea cheltuielilor aferente activității de editare și distribuire să fie suportate din bugetul local al municipiului Onești. De asemenea, pentru că redacția publicației nu poate avea personal propriu, este necesar ca ajutarea să facă prin grijă aparatului de specialitate, persoanele responsabile fiind numite prin dispoziția primarului. Pentru aceste motive, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate. Potrivire 544/2001. Prin liberul acces la informații de interes public, accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informație de interes public constituie una din principiile fundamentale relației între cetățeni și autorități publice. În informații de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau regula din activitățile autorităților și instituțiilor publice, indiferent de suport, ori formă sau de modul de exprimare a informației. Una din modalitățile de informare a cetățenilor potrivit articolul 5/4 litera a legea 544/2001 este realizarea unei publicații proprii autorității publice. În acest sens, prin hotărârea Consiliului Local numărul 5/1999. Da, mulțumesc frumos. Țin minte că în campania cu vreo 3 ani de zile, fostul primar, Ghină, candidat atunci, spunea, domnule, Curierul în acea vreme trebuie desfințat. Pentru că consumă bani, pentru că spune anumite lucruri, pentru că. Iată, după 3 ani de zile, ne trezim cu aceeași idee care a fost combătută. De fapt, este o legiferare a ziarului ora 25, pentru că, dacă ați observat, în ultimul timp, sau mă rog, în anul naș ceva, o bună parte din ziariști, o parte din colaboratori și cei care erau în jurul acelui ziar, sunt angajați cu noi. Ne așteptăm acum când va apărea și o televiziune sau radio al administrației locale sub aceeași formă. Nu se scrie aici, nu se spune bugetul estimat al acestui proiect. Pentru că un ziar, cum știe și patronul ziarului ora 25, costă. Publicare, tipărire, distribuire. Nu se spune aici nimic de aceste cheltuieli, la ce sumă se ridică. Dacă ne puteți da un răspuns, că domnesc când ați propus acest proiect, este stabilit o sumă de, să nu ne trezim iar la cheltuieli fără număr a administrației locale în care nu o să găsim răspuns la ei. Dacă așteptă răspuns, mulțumesc. Da, declarațiile referitoare la ora 25 și asociere, cred că vă fac cinste. Eu nu am găsit nicio legătură între conceptul pe care l-am asupra Curierului de Onești și asupra ziarului ora 25.
Referitor la bugetul estimat, aproximez undeva la 1000 de lei pe lună, undeva între 2000 și 3000 de exemplare care vor fi tipărite. Vreau să menționez faptul că acest ziar va conține informații de interes pentru cetățeni, va aborda aspecte strict administrative, politicul va fi exclus, vor fi publicate informații de care cetățenii municipiului Onești au nevoie cu referire la proiectele administrației locale, ale Consiliului Local, concluziile și proiectele ședințelor de Consiliul Local, evenimentele care se întâmplă într-o lună de zile în municipiul Onești, ajutoarele sociale de care îi pot beneficia, prezentarea biroului și a personalului de conducere din primărie, oameni care au responsabilitatea de a avea contact cu cetățenii municipiului Onești. Dacă vor fi sesizări din partea dumneavoastră sau nemulțumiri din partea dumneavoastră, din partea cetățenilor municipiului Onești asupra acestui concept, noi vom reveni asupra lui și putem să și revocăm. Dacă se va considera că acest buget nu este necesar sau că informarea cetățenilor municipiului Onești, o informare corectă, nu este de folos. Nu vreau să vorbesc prea mult. Ceea ce ați inițiat astăzi prin acest proiect, domnule Cristea, nu vă face cinste. Nu vă face cinste pentru că dumneavoastră sunteți un om integru, vertical, și nu cred că prin asemenea proiecte puteți să... Aceste proiecte nu fac altceva decât să fie un proiect politic. Ceea ce nu vă caracterizează. Eu vă cunosc de multă vreme și nu vă caracterizează acest lucru. Dacă vi s-a impus, și cred că vi s-a impus, cinstiți și omenești ar fi să ridicați mâinile și să spuneți, domnule, până aici am putut și de aici nu mai pot. Acum 3 ani de zile, înfieram în ședințele de Consiliu Local publicația Curierul Primăriei Municipiului Onești. Un ziar care, spre deosebire de acest proiect, era finanțat din banii patronilor din municipiul Onești. Pentru că fiecare, atunci când venea să-și ia autorizații de funcționare, pe lângă autorizații de funcționare, plătea și abonamentul. Atenție, avea abonament. Omul venea, îi aducea ziarul în poartă, foarte frumos. Nu-l plătea că îi trebuia lui ziarul, îl plătea că altfel nu lua autorizația. Și vă spun din proprie experiență chestiunea asta. Atunci am spus și le-am promis oamenilor de afaceri din municipiul Onești că vom desființa acest ziar. Din fericire, postul primar pe care l-am susținut în campania electorală din 2012 s-a ținut de acea promisiune. Din nefericire, dumneavoastră, care erați în echipa noastră, astăzi vă aduceți iar pe tapet. Ceea ce nu este în regulă. Astăzi, acum, la acest moment, în care presa scrisă se vinde mai prost decât ciorapii, la momentul în care toată lumea comunică online și vizualizează presa pe internet, noi ce facem? Noi prăpătim banii municipalității pentru a da de muncă unora care se dă pe Facebook. Încă nu este târziu să retrageți de pe ordinea de zi și să rămâneți în ochii mei același loc integru. Mulțumesc frumos! Da, cred că integritatea mea și inclusiv funcția de reprezentant al executivului local presupune informarea cetățenilor și o transparență crescută. O transparență asupra căreia mi s-a atras atenția la un anumit moment dat din partea unor jurnaliști sau pseudo-jurnaliști de la noi din municipiu. Această măsură vine și ca răspuns a multor informații, nu știu, nedocumentate și de o calitate slabă care apar pe internet. Vreau ca oamenii să aibă o sursă credibilă din care să se informeze și de unde să își tragă concluzii asupra actului administrativ. Ați adus în discuție factorul politic, într-adevăr, eu nu am timp să fac politică, fac administrație și tocmai de aceea acest ziar va conține, pentru că așa este și legal, informații administrative. Dacă considerați sau dacă vă temeți cumva ca oamenii să fie informați
asupra celor ce se întâmplă în municipiul Onești, asupra beneficiilor și a modului de relaționare cu primăria Onești, eu nu mă tem și îmi asum acest lucru, să public și să fac oamenilor cunoscute aceste lucruri. Mă lăsați să termin, vă rog și apoi, da? Așa, referitor la motivele pe care le-ați adus în vedere și care au fost invocate în campania electorală din 2012, cred că ați dat și răspunsul la această chestiune, spunând că unul dintre motivele pentru care noi am susținut în acel moment să nu mai publicăm acest ziar Curierul de Onești, cred că denumirea face aici o confuzie. Faptul că folosim aceeași denumire ne face să revenim la promisiunea politică, pentru că nu era practic ziarul în sine problema atunci, ci motivele pentru care exista Curierul sau unele dintre motive. Și dumneavoastră a spus mai devreme, ați făcut o afirmație și a spus că firmele nu puteau să obțină autorizație de funcționare decât dacă își făceau abonament. Nu cunosc foarte multe despre, nu am informații oficiale în acest sens, am bănuieli în acest sens. Și tocmai asta era unul dintre motive, motiv care s-a eliminat. Haideți să vă propun atunci ceva. Primul număr al publicației este, faceți o relatare amplă a vizitei la EZIL. Dar așa amplă, pe vreo 3 pagini, să știm exact, cu poze, cu tot ce trebuie. Faceți o treabă, deci eu să atunci stăm de vorbă. Spuneți că o delegație a municipiului Oneștean, pentru că pe ea și acest lucru interesează pe Oneștean, o delegație s-a deplasat în Franța ca să facă parteneriat cu primăria din EZIL. Și uite, am fost acolo, ăștia au participat. Facem o chestie, o să aducea stând de vorbă. Am să vă ofer un loc de redactor șef. Nu aveți destui, doamne. Aveți suficiență, nu mai... Chiar la mine mai sunt care pot fi angajați, dar... Oricum, bunul de tipar cine de domnul Cristos? Bunul de tipar cine de... Organizarea rămâne să o facem ulterior, da. Am emoții în privința aprobării proiectului și atunci organizarea o facem după. Da. Mai sunt date observații? Domnul președinte, vă solicit eu cuvântul în conformitate cu legea privind creșterea transparenței publice, care spune că președintele de ședință trebuie să asigure participanților dreptul de a-și exprima opiniile pe marginea proiectelor de ordinea de zi. Deci este o obligație pentru dumneavoastră prevăzută în lege, să-mi asigurați dreptul de a-mi exprima opinia în legătură cu acest proiect, care are legătură și cu presa, pentru că, în opinia mea, este și o concurență neloială adusă presei. Și ați oprit și microfoanele, deci vă rog să s-a vorbit despre modificarea regulamentului de funcționare a Consiliului Local. Vă atrag atenția, că legea prevede ca în termen de 20 de zile să faceți modificare în Consiliul Local în conformitate cu legea privind creșterea gradului de transparență în administrația publică, care, încă o dată vă spun, precizează că președintele de ședință trebuie să asigure participanților dreptul de a-și exprima opiniile pe marginea proiectelor, inclusiilor de de zi. Deci, încă o dată, domnul președinte, vreau să ne exprim opinia pe marginea acestui proiect, care are legătură și cu presa. Deci, din punctul de vedere, este și o conferență neloială adusă presii. De ce? Pentru că eu am adresat o solicitare în primăriei Onești, în care propuneam să promovez toate acțiunile și toate manifestările organizate de primăriei, să promovez și să difuzez articolele și informațiile către un număr de aproximativ 24 de milioane de membri care sunt în grupurile administrate de mine sau în care sunt membru. Mi s-a respins acea solicitare. Și acum spune domnul primar că Oneștenii trebuie să aibă o sursă credibilă. Vă atrag atenția că fostul Curier devenise atât de important încât oamenii îl cumpărau ca să șteargă geamurile cu el sau să învelească alimentele de el. Cam atât am vrut să vă mulțumesc. Renunț, am cedat dreptul meu de a discuta domnului. Domnul președinte, și eu am 2-3 cuvinte, o să fiu mai scurt decât colegul meu Florin.
Nu se poate numi curierul de Onești, este un titlu care nu este potrivit, este vorba de concurență neloială, chiar dacă dumneavoastră declarați aici că se va ocupa și e foarte bine ca cetățenii să fie informați, sunt de acord cu acest lucru, eventual poate găsiți o altă soluție, curierul primăriei sau ceva în genul ăsta, pentru că e o denumire, sună comercial așa și este neloial, dacă putem spune, din punct de vedere al concurenței. Pe de altă parte, ca și cetățean, vă spun că aveți suficientă presă la ora actuală care vă servește interesele. Nu știu, probabil s-au lenevit colegii noștri și a simțit nevoia să mai întăriți cu ceva, pentru că vrând nevrând vă veți duce în zona politică, vă spun. Și atunci noi o să monitorizăm acest lucru și nu va fi în regulă, deci se va încălca legea. La un moment dat, așa cum avem precedentul înainte de 2012. Vă mulțumesc foarte mult. Eu aș zice o analiză un pic mai serioasă. Nu zice nimeni, suntem de acord, informarea este esențială pentru cetățeni, dar poate nu e cazul să cheltuim banii, să păstrăm banii pentru a asfalta drumurile din Orești. Vă mulțumesc. Iar rolul primăriei nu este de a face presă. Lăsați jurnaliștii să facă presă, lăsați ocupați-vă de administrație. Trecem la vol. Cine este pentru? Dacă îmi permiteți, dacă tot e să discutăm, aș avea... Nu discutăm acum, trecem la vol, după aia așa. Ok, dacă cred că pot să spun, cred că pot să spun jumătate de minut. Trecem la vol. La diverse. Cine este pentru? La diverse, bun. La diverse. Ați mai făcut-o. Zică mâna 2000. Împotrivă? Sper să împărțiți bine la audio pentru că ești de două grupuri în ziua. Da. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 10. Proiectul de hotărâre privind transferul unor active dobândite din excedentul bugetar al activităților autofinanțate la capitolul 7.2. Dezvoltare publică. Cum se vede? Da, doamnele, domnule consilier, precedentul anual la activitatea autofinanțată piața agroalimentară rezultată la încheierea exercițiului bugetar cu efectuarea regularizărilor a fost de 1.944.584.75 lei. Precedentul anual se utilizează în orice moment pentru rambursarea prumosului de atestante, în afoscaze, construirea fondului de lume. Suma menționată prin hotărârea consiliului a fost utilizată pentru construirea fondului de rămâne. Disponibilitatea fondului de rămâne se păstrează într-un fond deschis pe seama unității administrative teritoriale și este utilizat în finanțarea unor investiții din comună. Pretenția autorităților administrației cel locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice în interesul comunității. În excedentul bugetar au fost datorite în avare de active, platforma de lucruri la mulțime, măsată pe orice șasiuni din stanul. Calestar și autobasculanta Mercedes Benz, model Alex 9635, 604, Euro 6, care vor fi utilizate pentru întreținerea domeniului public și privat al municipiului. Citirea adresa 43773 din 5.920. Sunt pregătă de până întrecerea acestor active de la activității autofinanțate, piața agroalimentară, la capitolul 70.2 de stătare publică în cadrul Ardeiunești. Aceste active vor fi utilizate și în viitor pentru întreținerea domeniului public și privat al municipiului. Față de cele comunitate, trebuie să aduceți proiectul de observare. Raportul de specialitate. Excedentul anual de dezvoltare la întregii bugetari de efectuare cu arse utilizează pentru construirea fondurilor lumea. Fondul meu poate fi utilizat pentru finanțarea unei investiții din competențe autorităților finanțare publice locale sau pentru dezvoltarea serviciului în interesul comunității. Deci, în bugetul anului 2005, platformă de lucru la înălțime, autobasculantă, Mercedes-Benz. Propun transferul activ menționat, dobândind excedent bugetar activități autofinanțate la capitolul 7002, dezvoltare publică, din cadrul unității administrative a municipiului Onești. Fac precizare că piața agroalimentară este instituție publică, având același cod fiscal ca și în municipiul Onești. Față de cele menționate și văzând expunerea de motive de compromis al municipiului Onești, propun să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată, domnule. Să povestești finalul.
Comisia de specialitate. Aviz favorabil din partea comisiei. Observații. Trebuie observații. Să zicem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Zicem la proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Unești numărul 35 din 19 martie 2015, privind aprobarea organigramei și statului de funcție ale Direcției Generale de Asistență Socială Unești. Domnul secretar, vă rog. Dar toată o specificație, titlul este modificarea organigramei aprobării. Domnule consilier, permiteți-mi să vă suprapez de vederea noastră proiectul de hotărâre privind aprobarea planificării statului de funcție prin transformarea unei funcții publice de execuție în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Unești, urmarea de finalizării perioadei de stagiu. Față de cele menționate, putem să aprobați proiectul în forma de hotărâre. Raportul de specialitate. Permiteți-mi să spun atenție și deliberării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție a Direcției Generale de Asistență Socială. În conformitate cu prevederile legii 188/1999 privind statutul funcționarilor publici republicată, al hotărârii Guvernului numărul 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, se transformă o funcție publică de execuție din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială, urmare a finalizării perioadei de stagiu. Astfel, la compartimentul persoanei vârstnice aflate în nevoie, combaterea violenței în familie, funcția publică de execuție consilier deputat se transformă în funcție publică de execuție consilier asistent. Având în vedere cele de mai sus în temeiul prevederilor articolului 97 aliniatul 2 din legea 215/2001, administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare, iniție proiectul de hotărâre mai sus aici și îmi propune și de dezbaterea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Comisia de specializare. Da. Unanimitate de voturi, aviz favorabil. Observații, dacă aveți. Dacă nu, o să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei de investiții multianuale pentru perioada 2015-2018. Domnul secretar. Da, și aici fac precizarea, așa cum ați permit, a fost modificat de ce se vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului din municipiul Unești și a listei de investiții care în 2015 și a listei de investiții multianuale pentru perioada 2015-2018. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile legii administrației publice locale numărul 215/2001, modificările și completările ulterioare și a legii privind finanțele publice locale, articolul 20, alineatul A și alineatul C, modificările și completările ulterioare, vă susținem agenții lumeatoare. În vederea realizării investiții cu fonduri nerambursabile din partea bugetului de stat, au fost încheiate două contracte de finanțare, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Municipiul Unești, respectiv de facere infrastructură scurată în parcurile cu Roși, cu Roși, așa în parcurile Municipiul Unești și modernizarea străzi în parcurile Stegovia și Vărci, în Municipiul Unești, pe parcurile străzi în parcurile Vărci, în care a fost alocat de parte din fondurile necesare instituții de drepturi de construire. În acest sens, este necesară modificare și completarea de centrul de centru și cheltuielor la Municipiul Unești pe anul 2015, aliste de investiții pe planul 2015 și aici e din investiții multianuale pe perioada 2015-2018 cu sumele alocate de la bugetul de stat. Față de cele rezultate, vă rog să aprobați proiectul în forma completată. Raportul de specialitate. Având în vedere prevederile legii administrației publice locale 205/2001 cu modificările și completările ulterioare și a legii privind finanțele publice 276/2006 cu modificările și completările ulterioare, vă supun în atenție următoarele. Urmare de mers necesare aprobării finanțării proiectului. Refacerea infrastructurii în cartierele Boci, Cuciu, 6 martie, municipiul Unești. Modernizarea străzii în cartierul Slobozia, Belci, municipiul Unești, etapa 1, străzi în cartierul Belci. Proiectul numărul 1. Refacerea infrastructurii străzi în cartierul Boci, cartier 6 martie, municipiul Unești. Suma totală 1.740.105 lei, din care pentru 2015
15 miliarde, pentru 2016 1 miliard, aproape 2 miliarde. Valoarea investiției este de 30 de miliarde. Proiectul numărul 2, modernizare străzi în cartierul Vodea și Gălzii, municipiul Onești, etapa 1, străzi în cartierul Borzești. Suma totală de 1.096.893, din care pentru 2015 969.120, pentru 2016 127.773. Valoarea investiției 1.936.564. Diferența între sumele aflate la buget de stat. În contract de finanțare și valoarea totală lucrării a fost, se va finanța, va fi caz din această sursă, prin documentul de avizare, se va regla în anul următor încheierea unor acte adiționale corelate cu sumele care se vor transfera către municipiul Onești cu această destinație după executarea lucrării în limita fondului aprobat anual în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. În vederea respectării legislației în care, pentru efectuarea cheltuielilor în limita fondurilor alocate, este necesară modificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuielile municipiului, lista de investiții pe 2015 și lista de investiții multe anuale 2015-2018, ca urmare a alocării de la bugetul de stat a sumelor menționate anterior. Bugetul de venituri și cheltuieli este prezentat în anexa numărul 1. Lista de investiții pe 2015 este prezentată în anexa numărul 2. Lista investiții anuală pentru 2015-2018 prezentată la anexa numărul 3. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre prezentat. Întreaga investiție va fi finanțată în totalitate de la bugetul de stat, dacă vor veni bani. Vă mulțumesc. Comisia de specialitate. Unanimitate de voturi, aviz favorabil. Observații, dacă aveți. Am doar să vă întrebare. Vă favorul, mă uitați pe anexa care ne-a trimis-o, cheltuieli de proiectare, alimentare, energie electrică, stând de numina 6 miliarde la proiectare sau și execuție? De anexa la care? La asta? Anexa care ne-a trimis-o. Dar nu se referă la proiectul. Nu se referă la proiect. Doar anexa care mi-a trimis-o, vreau să vă întreb dacă este o greșeală în cheltuieli de proiectare sau și execuție. Nu, trebuie să văd ce anexa nu vă pot da. Vă dau acum, dacă vreți. Nu puteți să mă dați și vă spun. Sună foarte frumos cum a prezentat suma, destul de bună și trebuie executat. Eu, într-adevăr, intru într-un moment destul de neplăcut de privat, pentru că toată iară. Sună foarte frumos. Proiectul de hotărâre, sumele care sunt aici, sunt de bune, lucrările care trebuie executate și unde vor fi executate arată foarte bine și necesitatea de a se face aceste lucruri pe Oneștiului. Sunt venite că am văzut sumele, consider că se impun din partea executivului niște măsuri foarte, 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 foarte urgente pentru a se încerca demararea măcar la o parte din lucrările care sunt prezentate și cheltuirea măcar la o parte din bani. Revin încă o dată la acei bani care au fost pentru termoace de SA, să puteau executa, ca să înseamnă să puteau executa niște lucrări care rămâneau la nivelul municipiului, la nivelul apartamentelor, a blocurilor de municipiu și erau niște bani care veneau și să puteau cheltui fără niciun fel de complicație. De aceea, revin să fie analizat aici și aceea. Da, da. Dați-mi voi să vă dau un răspund, domnule Topan. Puteți cu noi? Domnul Topan? Da, da. Referitor la termon, atunci, repet, această chestiune, atunci când va exista un plan de măsuri care să aducă rezultate bune în acest proiect termon, vom putea, dumneavoastră sunteți, puteți fi unul dintre cei care să decideți modul de utilizare a celor 15 miliarde, însă eu cred că trebuie foarte mare atenție în cheltuirea acestor bani, pentru că dacă ei nu vor produce efecte și dacă vor fi investiți într-un sistem mort, veți răspunde pentru această chestiune fiecare dintre acționarii termon sau cei care se ocupă de administrarea lui în acest moment, iar când se insolvența. Revenind la străzi, la asfaltarea străzilor, la nivelul Ministerului de Finanțe a existat o situație
din cauza căreia au întârziat foarte mult aceste finanțe. Ele nu au trebuit să vină aceste contracte de finanțare care au fost semnate acum de către toate primăriile. Ar fi trebuit semnate la începutul anului, în primul trimestru, și datorită unor blocări ale curții de conturi, unor copii pe conturile Ministerului Dezvoltării Regionale, s-a produs această întârziere și iată că ne aflăm în luna septembrie și abia acum s-au semnat contractele. E adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră, trebuie să avem o foarte mare atenție pentru cheltuirea acestor bani. Tocmai de aceea am avut numărate întâlniri în ultima perioadă cu colegii mei de la investiții, de la achiziții, și am decis ca procedura de achiziție pe care mergem să fie cea de contracte cadru, ceea ce ne va permite să folosim succesiv acești bani pe măsură ce îi vom avea disponibil, fără să creăm obligații primăriei municipiului Onești față de furnizor, obligații care să nu poate fi acoperite. Mai mult decât atât, trebuie să avem în vedere că la nivelul Ministerului Dezvoltării să cunoaște această situație care există la nivel național cu această întârziere și se va proceda la semnarea de acte adiționale pentru anii viitori, fiind un proiect multi-ama, și atunci finanțarea sperăm să aibă cursivitate și continuitate în cel mai bune condiții pentru cetățeni. Mulțumesc, dar nu să vor pierde acești bani care sunt 16 miliarde la nivelul anului. Banii nu se acordă, deci ce vreau să înțelegeți că ei nu se virează în cont. Există un contract de finanțare. În cazul în care ei nu vor fi executați în totalitate în anul 2015, se va proceda la semnarea unui act adițional pentru anul 2016 și suplimentarea sumelor pentru 2016-2017 respectiv. Nu poate fi găsită o soluție ca DPP-ul să facă, are dotare. Nu poate, domnul director, banii nu rămân. E o discuție complicată aici, la DPP. Am avut în vedere și această situație. Punctul de vedere al Ministerului de Finanțe este că nu ar fi o procedură corectă, s-a rovit legea, ordonanța 34. Nu pot să mă exprim juridic pentru că nu am calitatea necesară pentru acest punct de vedere. Dar în continuare să știți că analizez și varianta asta pentru că a scurtat timp mulți. Dar trebuie să fie o procedură legală. Domnul Zaru. Da, m-am clarificat cu domnul Găbureanu. La cheltuielile acestea de proiectare sunt și componenta de execuție. A trebuit modificat și specificat exact ca la bibliotecă, tot așa erau cheltuieli de proiectare și asta ar fi una a doua. Susțin ceea ce spunea și domnul Tofan, legat de cei 15 miliarde pentru termen, ar fi păcat să-i pierdem. Dacă nu suntem în stare să-i folosim, măcar să-i dăm înapoi, să-i folosească alții ca să sunt în stare, dacă n-au investit în sistem, măcar în reparații, îi dăm înapoi. Dar mai repede, ca să-i folosească alții, dacă noi nu putem să-i folosim. E de fapt o voință politică în care nu se dorește acest subiect. Cât ai mai puține probleme în oraș, atât e mai bine. Nu avem voie să schimbăm destinația banilor. Spuneam strict de termon, n-am spus de altceva. Dacă nu suntem în stare să-i folosim, dați-i înapoi să-i folosească alții care sunt în stare. Și așa sunt în trezorerie, nu putem atinge de ei. Aștept propunere referitoare la cheltuirea lor, domnule. Sunteți administratul serviciilor publice. Propuneți-ți vin de la dumneavoastră și de la noi. Cred că e o interpretare juridică aici pe care o faceți voit. Serviciul cetățenilor. Primarul este administratul serviciilor publice. Servicii publice, vă spun care sunt, că probabil la al doilea mandat mai e încă de învățat. Servicii publice sunt biblioteca, evidența populației și... Asistența socială, deci ASEU, da. Utilitățile publice nu este o companie, este o companie publică. Și atunci astea serviciile, fiecare face ce vrea în așa. Apa face ce vrea, gazele fac ce vor. Este o lege care reglementează asta, domnule Ciprian Zaru. Dacă îmi propuneți să încalc legea, vă mulțumesc. Nu, vreau o soluție acestor bani, este păcat să-i pierdem. Este păcat să-i pierdem. E o altă discuție. Dacă să putăm, rog, de nu știu câte ședință și ședință special pentru așa ceva. Pe cine vreați? Păi, eu sunt primar. Păi noi nu putem. Sau în fine, am atribuție de primar. Nu putem convoca și înțeles, nu avem numărul necesar. Tot majoritatea trebuie să o convoce. Convocați, sunteți primar, aveți majoritate, convocați. Să stabilim, da sau ba? Da, cred că confundați rolul, da. Și nu stăpâniți legea. Hai, dați-vă bun. Dar domnul Renar, este binevenită finanțarea pentru infrastructura din cartier de orașul nostru. Și vreau să vă spun că avem proiectul în totalitate făcut pentru Beaci. Și cred eu că trebuie să se grăbească cei de la
compartimentul de interese și infrastructură din municipiu, pentru ca lucrurile să nu treneze, să ne trezim la sfârșitul 2017, când avem cheltuiți acest șaban. Și au făcut treaba, e la achiziții deja. Și au făcut treaba, dar știm ce înseamnă o licitație și la care urmează după aceea contestații și după aceea urmează alte contestații și așteptăm noua lege a edițiilor care probabil va apare până la sfârșitul anului. Deci trebuie să fie grăbite toate aceste lucruri și să fie proiecte. Proiecte pentru Sberci este proiect pentru care s-au încercat accesări de fonduri europene. Asta am vrut să spun că e binevenit, dar trebuie grăbit. Alte observații? Dacă nu mai sunt, deci în la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Pregunta ce la punctul 13, diverse. Îmi cer scuze, domnul Acana, vă rog, dar vreți să intervenți. Aveam doar o singură întrebare care vreau să eu adresez domnului Cristea, Alexandru Cristea. Dacă în această publicație a primăriei municipiului Ionești va clarifica modul în care a dobândit averea imediat după ce a devenit consilier local, având în vedere că veniturile dumnealui de până atunci erau de 280 de lei pe lună în 2012 și de 719 lei pe lună în 2013. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Așa cum spuneam, problemele pe care le aduce presa existentă în momentul de față, cred că vizează toți cetățenii Oneștiului, trebuie să explic tuturor, nici măcar legea nu mă obligă să spun afacerile care s-au întâmplat în cazul familiei mele. Când legea mă va obliga, atunci le voi expune. Conform declarației de avere, trebuie să le explicați. Deci, sunt declarate, domnule. Trebuie să le explicați, să spuneți. Obligațiile cât am avut, de unde am primit donații de la mama, de la soacră, de la... De la mama? Uitați-vă un pic, deci cadourile de la rudele de gradul 1, eu nu de la, de la nepoată, de la nu știu de unde, deci, să le specificați. Repet, cadourile de la rudele de gradul 1, eu nu știu să care fie... Care-s rudele de gradul 1? Puteți să-mi spuneți care-s rudele de gradul 1? Bun, atunci nu mai discutăm. E cred că v-am răspuns, nu? Adică nu știu, legea integrității există, poate fi studiat, că sunteți avocat. Nu, am spus că trebuie să le explicați, atâta ca și noi, ca și noi consilierii, trebuie să explicați veniturile. Nu aveți, domnule avocat, nu aveți obligația legală să declarați cadourile de la rudele de gradul 1 și gradul 2. Studiați, vă rog, legea integrității. Dacă vreți să fiți integru, trebuie să le explicați și pe aceea, să nu lăsați niciun semn de întrebare, domnul... Pot să o spun asta, pe care nu am să le aduc prin plan. Prin plan. Familia e familie, administrația și politica sunt lucruri diferite. Permiteți, la diverse, știu că a fost deja discutat, aveți cererea Partidului Conservator. Dacă aveți discuții, trebuie să răspundem cu privire la spațiul solicitat. Dar zic eu, este bine ca din cele două apartamente care s-au eliberat, unul din ele să meargă asocial și unul să meargă pentru alte. Este, cred eu, o soluție foarte bună. Eu aș mai avea o soluție, dacă PSD-ul are acele apartamente și alte sunt colegi de alianță, să le ofere PSD-ul un apartament. Nu uitați, și UNPR-ul este de alianță și trebuie să avem asocial. Corect, dar nu avem, noi nu avem niciun. Pe lângă faptul că nu vă cere, doar să le cedați. Am înțeles că dumneavoastră rezolvă spațiul din cele două care sunt la apartament. Asta nu trebuie. Asta, discuția asta, o face președinte. Nu, așa am înțeles, pentru că sunt două spații acolo, la parte. Asta rămâne de discutat. E o soluție și asta. E foarte bună soluție. Domnul primar, poate întrebați pe doamna director dacă trebuie într-adevăr tot spațiul sau... Eu știu că l-a solicitat doamna director, nu poate greșesc. În domnul la ora actuală, spațiul este insuficient pentru a ne desfășura activitatea. Mai mult, trebuie neapărat să ne completăm schema, având în vedere că după obținerea acreditării Direcției de Asistență Socială, până în decembrie, ne trebuie să obținem licențierea Direcției de Asistență Socială. Eu am solicitat de foarte mult timp un spațiu și am găsit înțelegere la domnul consilier de la PDL și pe noi ne mulțumește dacă la etajul 4, partea dreaptă, pe dă nouă. Deci o singură apartament? Nu. Știu
ce înseamnă acolo apartament sau nu. Toată partea. Sunt mai multe modificări. Da, haideți să facem discuțiile astea. Deci o să mergem la fața locului. Deci, din partea noastră, flexibilitate, din partea de ce de astea protoceală la fel. Vom discuta și cu colegii, cu un băcat. Vom la niște decizii. Da, tot o întrebare pentru... Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat permisiunea de a vorbi. Vreau să vă spun, într-adevăr, sunt multe zâmbete la conducerea primăriei din Onești. De multe ori văd prea multe zâmbete și aș vrea mai multă seriozitate să vedem. Și vă spun că să luăm lucrurile foarte, foarte serios. Deci, o întrebare strictă pentru domnul Cristea. Noi, presa, am fost îngăduitori din momentul în care dânsul a preluat această funcție de primar, interimar, să spunem așa, în ghilimele. Domnul Cristea, când veți putea fi găsit și dumneavoastră de către presă, vorbesc foarte serios, pentru că am tot solicitat o conferință de presă a dumneavoastră, a spus că nu sunteți încă pregătit, la început, am înțeles. Aveți un așa zis purtător de cuvânt care nu știe să vorbească la telefon, nu are pregătirea necesară și nici nu răspunde la telefon. Probabil, anunțați-ne și pe noi dacă e purtătorul dumneavoastră personal de cuvânt sau dacă este purtătorul de cuvânt al primăriei. Trebuie să ne clarificăm, noi nu știm absolut nimic. Și întrebarea mea este extrem de pertinentă. Dumneavoastră, ca primar, vă recomandăm ca să... S-a mai vorbit ceva și de bine de dumneavoastră, nu să vă criticăm mereu. Dar ăsta e rolul presii, să critique. Când veți face conferințe de presă, domnule primar, și nu vă veți mai încuia în biroul dumneavoastră? Da, mulțumesc pentru îngăduință, domnule. Dar să știți, chiar e îngăduință, că dacă era, vă spun eu. Eu am să vă rog să nu mai fiți îngăduitor, că nu-i cazul, adică nu... Ba, da, da, o să vă... Îngăduitor și... Păi faceți și dumneavoastră conferință de presă să vadă cetățenii, pentru că avem întrebări, domnule primar. Cu curățenia, pentru că este o mizerie în oraș Omânești, foarte mare. Vă rog, numai o secundă. Este mizerie în oraș. Problema, eu am interpelat și am trimis și pe mail și am căutat să vă întreb pe dumneavoastră și în legătură cu locurile de muncă din Onești, da. Să vedem ce măsuri se pot lua. Deci sunt probleme foarte serioase. Mă scuzați că v-am întrerupt. Vrem să vă punem întrebări, domnule primar. Ăsta e rolul presiei. Am fost cu puneți întrebări, vorbind peste mine, asta e atitudinea dumneavoastră. La ultima conferință de presă la care v-am invitat, am văzut cum ați venit, ați când ați organizat că nu știu. Când ați organizat? De ce mințiți? Deci, repet, iarăși. Când ați organizat? De ce mințiți? La ce conferință de presă m-ați chemat dumneavoastră? Da. Vă rog să nu mințiți în fața unui știu. Da, dar vă rog ca să avem o ordine și o disciplină în comunicare. Domnul Ungureanu, nu știu, poate aveți amnezie sau o altă problemă. Nu știu dacă vă amintiți sau nu, eu mi-am amintesc foarte clar. A fost o conferință de presă convocată pe tema unității vătrinii de urgență de la Spitalul Municipal Onești. Ați fost prezent acolo, ați vorbit peste toată lumea, ați distrus, practic, conferința de presă. Da, faptul că presa așa trebuie să-l întrebe pe domnul Berea dacă și-a rezolvat problema cu dosarul penal. Asta era problema. Vedeți pe rând, vă rog. Nu se poate. Nu puteți impune dumneavoastră subiectele presei. Am pus întrebarea. Da, vă rog, puteți. În primul rând, chestiunea care poate te șupete foarte mult la școala Ștefan cel Mare și Sfânt. Cu coașe la TCB de Pietoni. Și la școala Unii sunt prea multe școli. Este o solicitare care vine din partea părinților, din partea profesorilor de la școala numărul 1. Nu e bine, e tot național. La școala numărul 9 sau? La școala 9. Nu, la Ștefan cel Mare. Se circulă cu foarte mare viteză, se parchează mașini, nu sunt cu coașe și sunt cu microfon. Microfonul e la mine. Așa. O altă situație. Dacă ați poate ceva de niște. Da, vă rog. Da. Mai e o problemă cu situația lucrărilor la azilul din cartierul 6 Mare. Nu zic că nu e bine că se face, foarte bine că se lucrează, dar societatea care construiește nu construiește cu atenție, adică nu-și face lucrurile cu atenție. Se ia pământ de lângă podul din cartierul 6 Martie și se duce la locul lucrării, se lasă pe stradă pământ, bucăți moarte pământ. Mai mult decât atât, nu este curățat. Am vorbit aseară cu inginerul de la care se ocupă de lucrare, să fac curățenie.
Da, vă rog. Deci ar trebui probabil vorbim cu constructorul de acolo și a tras atenția că pe lângă faptul că lucrurile foarte prost în cartierul 6 Martin până o să se facă o problemă foarte mare pentru pietoni. Curge apa de la o lucrare pe care o fac permanent, este lăsată apa să curgă pe stradă. Deci e ca și cum ar ploua torențial, de vreo 3 zile este apă pe stradă de dimineață până seara. Nu e în regulă, adică sunt lucruri la care ar trebui să fie, cum să zic, destul de multă atenție. O altă problemă pe care am sesizat-o și acum vreo, nu știu, câteva ședințe, în lângă sala polivalentă, parcarea de la sala polivalentă, spațiul acela care ar trebui să fie destinat copiilor, să se joace copii, este iarăși plin de mașini. Cred că era domnul Neghină primar la vremea la care am adus în discuție această problemă. O aduc iarăși în discuție pentru că nu s-a întâmplat nimic după ce am deschis această, după ce am adus la cunoștință această problemă. Deci, permanent se poate și vedea pe ciudalele puse acolo, sunt urme de cauciuc. Copiii, dacă vrei să duci cu copiii să învețe să dea pe role, să se plimbe cu bicicleta, este imposibil pentru că sunt mașini parcate. Nu cred că asta era destinația locului. Și aș mai avea o singură chestiune pe care cred că e de datoria mea să atrag atenția administrației. Se organizează de către Primăria Municipiului Onești la cinematograf diverse evenimente. A venit luna asta Vasile Morav, a fost spectacol de teatru. M-am dus să cumpăr bilete. Deci o chestiune pe care, un lucru care mi s-a întâmplat mie. Cu vreo 5 zile înainte de spectacol. Primele 7 locuri erau toate ocupate, rezervate de către primărie. Nu este normal. Deci primele 7 rânduri, pardon. Deci primele șapte rânduri erau ocupate integral de primărie. Deci nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, e bine să o verificați. Asta este informația pe care mie mi-a comunicat-o doamna de la, de la ghișeu. E o chestiune care ar trebui să dați posibilitatea și oamenilor care sunt iubitori de teatru și care sunt mai în vârstă, vor să stea în primele rânduri. E o problemă, adică se pot rezerva primării câteva locuri, nu primele 7 rânduri. E o problemă. Sunt la sentimentul dumneavoastră, voi verifica, mi-am notat toate chestiile pe care le-ați adus în vedere. Că voi verifica și voi lua măsuri în consecință. Sper că la data viitoare să nu mai am această problemă. Atât am avut. Domnul Zazu, poftiți. Eu fost solicitat de Asociației 42, din zona de sus a orașului, zona Leului, care vă solicită diverse forme rezolvarea problemelor în urma lucrărilor de execuție a EOL, care au pus conducte și n-au remediat zona respectivă, au lăsat bălării, pietre și mizerie. Pe strada Sintezei, care e perpendicular cu varianta parcării din stânga-dreapta, în plouă, se adună apă pentru că nivelul asfaltului este superior nivelului din parcare. Parcarea din spatele Sintezei Libertății 11 ar trebui remediat, dacă nu anul ăsta, măcar la anul, este un ciment mâncat și trotuarele de pe Sintezei 23-24 este la fel mâncat, copiii se pot lovi urtând acolo. Aici se spune că, în funcție de posibilități financiare, se vor rezolva. O să vă dau o soluție de posibilități financiare, dacă puteți găsi o soluție. Am aici o adresă din partea unei firme, și aici domnul secretar ar putea să-mi dea un răspuns, se zice Carl Acton, care a câștigat, am înțeles, solicitație legat cu pășuni, 200 și ceva de hectare. Deci am înțeles că au plătit, au câștigat licitația, s-a făcut contract, au plătit, nu au fost puși în posesie. De ce nu au fost puși în posesie nici în ziua de azi? Contractul a fost câștigat anul trecut 2014, acum suntem la sfârșitul 2015. Deci au plătit suma aferentă anului, taxa și chiria pe 2014, dar n-au intrat în posesie. Plăteau și anul ăsta aceea sumă de 470 milioane lei vechi. Și anul acesta, da, n-au intrat în posesie. De ce n-au intrat în posesie și de ce primăria pierde aproape 500 de milioane anul acesta, care puteau fi folosiți? Exact ce am întrebat pe domnul Cristian. Eu, sincer, spun, nu știu să nu fie pus în posesie, știu că... Păi n-au fost puși. Nu știu, dar numai să știți mai bine... Deci, comunicatul dânsului adresată de Consiliul Local... Eu știu că a fost numită Comisie privind dispoziția primarului care se ducă să-i pună în posesie. Știu că au fost niște discuții
cu privire la măsurătoare. Mai mult plus că au plătit un preț mult mai mare decât concurența care ar fi trebuit să iasă, nu știu, așa se... Prețul de contract, 25 de euro pe metru pătrat, pe hectar. Ceea ce e un preț foarte bun. E prețul care a urmat în licitație. Da. Da. Nu și-au plătit, n-au intrat în proces. De ce n-au intrat în proces după un an și ceva? Eu n-am înțeles, dacă în 2004 au plătit și nu au avut proces verbal de punere, cum au plătit dacă nu au fost puși în proces? Întrebați-i pe dânsul, vă rog frumos la următoarea și să ne dați un răspuns legat de această situație și de ce primăria pierde bani prin necomunicare. Nu cred că pierde bani, dar vreme cât este contract. Vă dau răspunsul. În contract. Primăria trebuia să-l pună în posesie. Nu știu contract, nu știu termen. O clipă. De asta domnul, la urmă. Și domnul trebuia să-și asigure venituri locului financiare pentru a tocmi documentația cadastrală. Atât timp cât domnul n-a pus banul pentru a-și plăti documentația cadastrală, cum scrie în contract de altfel, nici primăria trebuie să-l pună în posesie. Nu știu, o întrebare am așa. Deci era o obligație de situație. De asta aștept un răspuns, sau dați-le dânșilor un răspuns, nu mie personal, dacă nu doriți. Astfel încât să vedem cum poate fi conform contractului câștigat, bineînțeles. Am o solicitare din partea, mă rog, o adresă către un răspuns al primăriei Onești către primăria Bravoi. Deci solicită de ceva timp o remediere a drumului, legătura între Onești și Bravoi. Vedeți și dumneavoastră cei care au mers acolo, drumul i-a asfaltat la Bravoi, la Onești, nu. Un orizont de așteptare dacă s-au făcut interpelări la Consiliul Județean, la Minister, pentru a remedia drumul. Același drum, nu același drum, aceeași situație este și cum merge spre stația de epurare de la Jevrei. Se lucrează. A fost acum o săptămână un drum ieri am fost la catastrofal. Da, atunci faci o... Deci catastrofal drumul acolo, cine merge cu mașină personală... Spre Jeven. Își distruge mașina care arată. Am mers cu bicicletă așa, să vă distruge. O altă solicitare pentru domnul Cristian în special, un spațiu de joacă în spatele la Republicii 1. Este o zonă care o știți, o știm, și deși de acolo solicită un spațiu de joacă pentru copii, unul, două, cum găsiți soluții, am văzut în buget, sunt bani aruncați, 2 miliarde și ceva, poate mai găsiți o soluție în acea zonă. Mulțumesc frumos, asta am văzut. Da, o să am în vedere solicitările dumneavoastră și vom lua niște decizii pe toate. Mulțumesc frumos. Dacă eu, în primul rând, aș vrea să remarc lipsa de respect a domnului, chiar dacă o să zic, ea mea, dar nu pot să numai, a domnului consilier cu atribuții de viceprimar, n-a stat până la sfârșitul ședinței consiliului. Vă dați seama că ce respect are el pentru acest consiliu. Domnul Martin a plecat din sală. Eu nu mă refer la consilier. Domnul Martin și-a cerut voire, dacă de da, știu eu. Da. Voiam să aduc și o discuție jevren, într-adevăr. V-am zis că am fost cu bicicleta, am vrut să fac un pic de sport și mai bine nu mai duceam. Când m-am dus la vale. Dar când am venit, am venit cu bicicleta în spate și cu o roată. Dar acum lăsând gluma la o parte. Am promis la oamenii aceia, cel puțin de când sunt eu în campanie, că le facem ceva, că le facem drum, că le facem canalizare. N-am făcut nimic. Dacă spuneți că au început ceva lucrări acolo, săptămâna asta, asta e foarte bine. Doi, la școala numărul 5, urmează domnul primar ca dumneavoastră să analizați. Am o solicitare și de la conducere și de la părinți elevilor. Este extraordinar de aglomerată strada aceea și sunt copii mici. Dacă s-ar putea acolo să facă un sens unic. Pentru că dacă cum sunt două sensuri, să mai și parchează, nici nu se vede foarte bine trecerea de pietoni din cauza mașinilor și sunt copii foarte mici. Și urmează, vreau să aveți în vedere această situație. Și de asemenea, sensul giratoriu de sus, de pe Belvedere. De la Peni. Sensul giratoriu nu se face în teu. Acolo e un teu. Mie mi s-a întâmplat când am intrat în sensul giratoriu și a venit de sus, din spre Brașov. A venit un camion mare încărcat, a încercat să pună frână, n-a reușit mai bine, am dat pe domnul să meargă, pentru că nu putea să pună. Este periculos acolo și ar trebui, am stat și cu domnul comandant și cu... Și au spus că dacă dumneavoastră, acea comisie se va întâlni, se va lua spre ea, să se ia spre... Dacă este oportun, să rămână în continuare acel sens girator. Știți și despre comisia asta, vreau să vă spun că în ședința următoare de Consiliul Local Extraordinar, care presupun că va avea loc pe 9 octombrie, bine,
va intra și acest proiect de înființare a Comisiei de Monitorizare a Traficului Rutier, o comisie care va avea în componență reprezentanțe Poliției Municipale Onești, a IDPP ca administrator al drumurilor și a primăriei Onești. Această comisie va fi în măsură, mult mai măsură decât mine, să ia decizii în acest sens. Tocmai de aceea am și înființat-o, pentru că dumneavoastră se confruntă periodic cu probleme de trafic rutier și pot analiza solicitările cetățenilor și lua niște decizii în acest sens. Cunosc problemele pe care le-ați enunțat, sunt de acord cu ele, dar prefer să înființăm o comisie specializată care să ia deciziile în acest sens și cred că vor fi adoptate. Dacă permiteți o 10 secunde, luați în discuție la această comisie și intersecția cu Buciu. Rugămintea mea este, întrucât eu nu fac parte din această comisie, sau nu este prevăzut în acest moment să fac... Nu, dumneavoastră, domnul Ștefan Martin este propus să facă parte ca reprezentant al Consiliului Local în această comisie. Am să vă rog să faceți sesizări scrise în atenția comisiei după înființarea ei și în ședințele dumneavoastră vor analiza solicitările. Da, domnul Tănăs. Am o interpelare pentru domnul primar. Domnul Pitea, ați transferat cumva gardienii în subordinea purtătorului de cuvânt? Pentru că mă întreb asta, pentru că m-am trezit, la un moment dat, gardianul nu m-a lăsat să intru, mi-a arătat un bilețel scris de domnul Pitea, de domnul purtător de cuvânt, în care scria, că l-am citit cu ochii mei, scria că presa nu mai are acces în primărie, nu are acces decât la purtătorul de cuvânt. Deci de când purtătorul de cuvânt merge cu dispoziții, cu bilețele la gardian, iar gardianul, sigur, a executat. Deci ați mutat cumva această competență? Repet, vă aștept cu informații reale, nu cu dezinformații de genul ăsta. Să-ți mai arătați și mie, vă rog, atât câtia profesionalită. Dar am rugămintea să continuăm diverse, dacă mai este cineva, domnule președinte, dacă nu, am să rezerv ultimul cuvânt, vă rog. Dacă nu-mi dați mie voie. Știți că v-am informat pe dumneavoastră cu privire la, și domnul spune acum l-am informat cam târziu, ci drept, pe teritoriul orașului Onești trece o conductă de transport de țiței care este proprietatea Complet Ploiești, da? Ea traversează râul Cașin pe la podul de sus, așa, și în spatele servicului Axi, Axinia cum se cheamă, merge printre blocurile la cartierul Mală. Eu știu o parte din traseul ăsta, atât cunosc. Persoana care s-a judecat cu completul a fost obligat cu completul să plătească persoane în cauză 30 de milioane de lei vechi, renta la zile anuală pe care legea petrolului o stabilește după expertul de vânt. În atare situație, v-aș ruga, domnul Tumaș, domnul spune, am informat, să trimiteți cei de la urbanism sau la data urbanism sau la urbanism să identifice traseul conductei respective, pentru că legea petrolului obligă acest complet să plătească despăgubiri, fie că e proprietar drumul Ienic, când el trece, o să niște bani, fie că e proprietar primăria. Nu, sunt bani de încasat, ce este o conductă din 56 care este dezafectată și ei au luat autorizație la primărie Onești în 96 pentru reabilitare conductă veche. Au paralel cu conducta veche, au făcut una nouă. Deci puteți încasa bani pe două conducte. Nu contează că cei din 56 pe vremea Sobromului este dezafectat. Și dacă cum este primăria, cum este personalul primăriei la muncă, să identifice traseul acestei conducte, veți observa ce distanții sunt ocupate de teren, pentru că directorul îi spune zona de siguranță înseamnă de la axul conductei 15 metri, și zona de protecție 30 metri. Deci 60 de metri de teren nu poți să plantezi nici măcar copaci cu rădăcini provatante. Numai legume ai voie să plantezi. Deci este un pământ scos din circuitul economic. Deci identificați această situație, poate e o sursă de finanțare. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul avocat, o să ținem cont de propunerea dumneavoastră și vom proceda la demersurile legale în acest sens. Da. Legale închisă ședința. Domnul președinte, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să stau cu informare la sfârșitul ședinței de Consiliul Local. Am fost invitat de Comitetul Regiunilor
ca în perioada 12-15 octombrie să particip la Open Days. E un eveniment dedicat regiunilor și orașelor din Europa. O întâlnire care va avea loc la Bruxelles, care conține peste 150 de tematici și ateliere de discuții. Am formulat o agendă, am selectat evenimentele la care voi participa ca reprezentant. Te fac referire la modul de colaborare între mediul privat și mediul administrativ. Vor fi prezentate exemple de bună practică al unor orașe din Europa și de asemenea se vor face informări referitoare la oportunitățile de finanțare existente în momentul de față prin mecanisme europene și referind la conceptul de smart city, un concept care e bine de implementat și în municipiul Onești pentru a aduce cât mai aproape de standardele europene. Vă mulțumesc! Îmi cer scuze, două secunde. Vreau să vă aduc aminte că pe 30 septembrie anul acesta, până pe 30 septembrie, trebuia întocmit un raport legat de acea convenție a primarului în care Oneștiu face parte. Nici până astăzi nu a primit un răspuns legat de acea convenție. Și până pe 30 septembrie trebuia făcut un program de modificare a eficienței energetice care s-a zis Departamentul de Eficiență Energetică din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Era termenul până pe 30 septembrie. Dacă aveți acest raport, vă rog să-l trimiteți, dacă nu, concluziile sunt de rog. Mulțumesc. Dar mai avem 30. Da, mai sunt, mai o săptămână. Da, vă mulțumesc, declar închei să vă permite.